Electoral a fost tergiversat în urma a două decizii ale Biroului Electoral Central. Una prin care s-a inserat obligația ca toți membrii Biroului Electoral Județean să semneze pe procesele verbale întocmite de secțiile de votare, indiferent dacă apar sau nu apar corecții, iar cea de-a doua, în situația în care apar corecții cu privire la voturile valabile exprimate, aceasta urma să fie făcută doar în urma unei decizii date de Biroul Electoral Județean. Și pot să vă spun că în această noapte și până astăzi am dat în jur de 35 de asemenea decizii de rectificare a procesului.